Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 23 iulie 2021. Acum nu deschid niciun stuc, dar dintr-o dată m-am trezit și am trezit eu așa că în stupina mea am toate tipurile de regine. Nu-i vorba de rase, ci de tipuri, de felul lor. Aici avem o matcă de salvare. Și vom nota, ieri am descoperit că depune ouă, și aici trebuie să mai notez eu că e matcă de salvare. Bun. Matcă de salvare. Acum, dacă vorbim un pic despre calitatea lor, ce putem spune? Nu putem spune mare lucru, matcă de salvare a rămas fără matcă, n-a acceptat matca, a omorât matca, am venit cu o ramă și am selectat borcilii pe care și le-a tras și astfel am obținut matca de salvare. Aici e matcă din 2020, aici nu mai notez nimic, fiindcă este obținută prin transvazare anul trecut. Mergem mai departe, aici tot matcă de transfazare, Aici avem, aici o matcă de roire. E un roi natural aici, asta înseamnă matcă de roire. Iar în partea din față avem o matcă din boci de roire. Acum o să vă întrebați că cu matcă de răire și matcă din boș de răire, da? Sunt două feluri de regină, fiindcă acea care o vedeți acolo, deci care e aici la ordine, și aceasta am luat-o din copac. Deci deja a fost în copac. Aia este o matcă de... e un roi natural. Bun. Celălalt este o matcă din boci de roire, nu este tot una. Bun, și încă o matcă care încă nu s-a împerecheat, sper să se împerecheze, că am luat boci de aici. Acesta este de schimb liniștit. Aici avem boci de schimb liniștit, de unde am luat boci, am dus la unul, deocamdată am 5, la 5 colonii am dus astfel de boci. Bun. Deci avem aceste regine. Și acum ce se pot spune despre ele? Avem 5 roi naturali, foarte mulți din boci de roire, câțiva din schimb liniștit și 2 din de salvare. Acum o să vedeți că și aici tot o matcă de salvare avem și voi scrie salvare. Acest lucru o să conteze anul viitor când vom face reginele. Și cele de transfazare le-am făcut nuclei. O să fac un film mâine. O să deschid nuclei. Aici avem măci de din transfazare de anul trecut. De obicei țin reginele mai în vârstă în aceste lăzi și mă folosesc de ei unde am nevoie. Unde am pus acum boci de schimb liniștit. În schimb, aici avem roi natural. Sunt lăzile acestea folosite doar pentru urgență. Nu sunt lăzi pe care le folosesc. Aici este o matcă din transvazare anul trecut. Și aici, doi roi naturali. Și aceștia sunt doi roi naturali. Mai e un roi natural care l-am pus în această ladă, care
pur și simplu nu mai am lez în care să-l pun, că nu-l puneam în această ladă, că nu-mi place deloc. Sunt multe motive și multe zis despre ladă. Iar în rest avem multe măci obținute din boci de roire. Bun, deci atâta vreau să vă spun despre câte tipuri de regine sunt într-o stupină. Și am făcut acest film pentru mine ca să știu ce și cum. Deci avem de salvare, avem de schimb liniștit, avem din roi natural, din boci din roi, din albine intrate în frigurile roitului, plus că mai avem și din transvazare. Acum, apicultorul ce selectează? Selectează după miere, după puiet, să fie sănătoasă, să știe să se apere, n-o să iei o albină care este atacată. Am să vă arăt acest lucru, știți că v-am arătat stupul atacat. Am scos acest lucru după o săptămână și acum am strâns cuibul foarte tare, plus că acum le-am dat drumul foarte încet acolo, se încapă doar câte o albinuță, două. Dar la urdiniș este aceeași problemă. Iată ce de albină aici moartă, foarte multă. Cam asta e. Din asta nu alegeți mată, indiferent cu ouă. Nu se alege regine din așa ceva. Bun. Cam atât. Am vrut să precizez câte tipuri de regine poate exista și care aveți cunoștință dacă mai apare un tip de regină, e bine de menționat acolo la comentarii. Bun, până data viitoare, numai bine!